Despre naționalismul extremist ne zice Iosif Țifrac din Timișoara. Nu pot să spun decât că mi-e mare scârbă, indiferent despre care națiune e vorba. În schimb, ador naționalismul sănătos, adică naționalismul aplicat acolo unde trebuie, adică în activitățile normale de zi cu zi. Nu? Da, omul e de bun simț, e normal. Iar dacă ești normal, rațional și de bun simț, ăla nici nu mai e naționalism, e o normalitate. Dar, până la urmă, Eminescu era un naționalism de bun simț sau era un extremist naționalist? În momentul când el se certa cu regele și cu politicienii vremurilor. Întâi de toate era genial. După aceea nu se putea negocia cu el, nu tratai cu el. Și mai era o problemă, el învățase carte. Și când înveți carte, nu poți să ai în față decât adevărul și realitatea. Ori, ce adevăr poți să faci cu idiotul ăla de Cezar Boliac ăla? Ce aroseti, am zis Boliac, Doamne. Cu ce aroseti, care are un gâgă, un ridicol, da? Și un mare sforar. Vedeți dumneavoastră, dacă un Cearoseti, un sforar de 2 bani, l-a jucat pe Eminescu și îl juca pe rege, fiindcă Cearoseti cu Brătianu l-au adus pe rege, l-au ocolit cu nume Pseudo, a adus făcut o gentuță pe Carol și după aia... Ei l-au ales pe Carol? Ei l-au adus, da, da. Dar s-au gândit mult dacă s-a ducă pe unul din Germania, au vrut să ia din Franța sau din Marea Britanie? E o poveste. Pe Napoleon al III-lea îl crescuse o bonă și era o discuție pe cine să pună rege în România. Filip de Flandra refuzase, vorba lui, plec dintr-o țară civilizată, mă duc cine și la niște turciți. Bun. Era vorba să intre prin Calafat, există dosarul lui, urmărirea serviciilor române, ce-au fost atunci, cu Filip de Flandra, în arhive la Craiova, m-am uitat prin ea. Și Bona zice, avem rezolvarea să nu se supere Germania. Cum? Păi zice, uite, Carol I e și nepotul tău și nepotul împăratului Germaniei. Că, în mod normal, Napoleon al III-lea trebuia să aibă un cuvânt de spus aici. Și așa a venit omulețul, ca să nu-l știe austriecii, a venit deghizat, a venit pe Dunăre, l-au dus, l-au făcut domnitor și în 81 schimbă Constituția și fă-l rege. El, pentru ce putea să facă aici, a fost un neamț adevărat. Adică neamțul vine și zice, ce am de făcut? Trebuie să măresc țara. Deci aveam de la Cuza și avea toate instituțiile. Cuza a făcut România. Noi am avut 3 înși. Decebal, dacă îmi permiteți, Mihai Viteazu, Cuza, ăsta e marele fondator al statului român modern, Ferdinand. Așa cu 77-78, independența aia, mai mult ne-au făcut-o rușii, că noi uităm, devenim viteși după ce se scrie istoria și, în fine. Cu Carol I, el, Dumnezeu, vine dintr-o altă civilizație și vezi, monitor oficial nu se mai scrie cu mâna, se tipărește. A dat libertate presei, știa, din Germania, orice, dar presa trebuie să fie liberă. Deși l-a sucit pe Galia acolo cu le dépendants rumeni, în fine, un amănunt îl punea pe el în pericol. Că marele pericol al lui Carol, în povestea cu Eminescu, ăsta a fost. Auzea împăratul că l-a mințit tot timpul și a explodat. Asta a fost povestea. Da, și se termina cu el ca rege, retrăgea de la post. Se termina. Pentru că era Carol Anton, tatăl lui Carol I, care era văr cu Wilhelm, și Carol Anton cedase, astfel se unificase Germania, în 1862. Sub Bismarck. Iar politicienii noștri au venit cu ideea regelui, fiindcă poporul era ca și astăzi nemulțumit de clasa politică și nu știau ce să mai inventeze. Nu, era mulțumesc norodul. Era Cuza, se discutase, Cuza stea 59, 66, 7 ani, pe Cuza l-a schimbat masoneria. Deci, dar se vorbise de la început, vine pe 7 ani și după aia duceți domn străin. Asta a fost înțelegerea. Da, da, da. Și de ce nu putea rămâne Cuza sau de ce nu putea veni altcineva?
Da, a zis mai devreme că Eminescu era la un pas să dărâme întreg regimul. Da, în 81, să cadă guvernul. Ce adică? Ce a făcut în 81? A scris cu pana. Un și articol. Așa. A scris un articol în timp. Mai multe, sau? Mai multe. Uh-huh. A fost și o perioadă în care nu știu ce i s-a întâmplat lui Brătianu, nu-l mai suportau, trecuseră deja din 76 până în 81, vreo 5 ani. Brătianu a făcut o simulare că e un atentat împotriva lui, Eminescu a râs și a spus ale tale dintr-o ale tale, dând citatul din celebru din Ioan Hristostomu, era unul pietraru din textele lui Eminescu, au cam intrat vreo 3 în pușcărie pentru falsul atentat. Ăștia ieșiseră din pușcărie, lui Eminescu i-a fost frică, atunci și-a cumpărat pistolul, o chestie așa amestecată, iar el a scris tot timpul împotriva lui Brătianu, iar Brătianu are următoarele cuvinte în Parlament: numai un om nebun și-ar permite să creadă că un imperiu habsburgic de 1000 de ani poate să cadă și noi să cerem Transilvania. Nebunul era tot Eminescu. Deci, vedeți? Și la Viena spunea, nu, domne, ăla e nebun, noi nu vrem să luăm Transilvania. Asta e logica, e simplă. Era între derbedei politici. Asta era tot. Și ce facem? Nu, domne, spune că a fost nebun ce scrie el acolo. Și a terminat problema. Maiorescule, rezolvă-ți omul. Pepe Carp zice, potoliți-l, Maiorescule, rezolvă-l, că e al tău. Și Maiorescule a rezolvat pe toate. Omul a fost, Maiorescu era nebun. Avea impresia că e cel mai deștept din România. Păi erai deștept, că erau ăia proști. Dar în fața lui Eminescu nu mișca nimeni. Ei toți știau asta. Până și Pepe Carp a scris o carte cu pseudonimul Hiperion. Dom'le, le luase Dumnezeu mințile la toți. Dar Creangă a rămas cel mai bun prieten al lui, sau? A rămas săracul, n-avea nici cum să fie, dar Creangă era internat în București în 83, auzind ce i s-a întâmplat lui Eminescu, îi transcria o povestioară lui Maiorescu, a întrerupt, nu i-a mai dat nici manuscrisul și a lăsat dracului și spitalul, a plecat la Iași și Creangă a simțit ce s-a întâmplat. Iar Caragiale s-a certat urât, a scris 2 texte, prefețe la niște Eminescu și l-a șifonat, era trimitere clară la Maiorescu. I-a trimis cadouri, tablouri lui Maiorescu, s-a terminat. Și Maiorescu l-a tocat la RAS când a vrut să fie director general al Teatrului Național. Ghica l-a executat atunci pe Caragiale. În fine, treaba amestecată. Și Ghica era căsătorit cu cineva din familia Cuzeștilor, erau amestecați. Rosetti. În fine, Pepe Carp era cumnat cu Dea Sturza, dar erau în partide diferite. Știți cam cum or fi ăștia la noi. Unul e în opoziție, da. Unul e la guvernare. La rude între ei, da. Gemeni, dar tot... Cam așa este, exact. Acolo ajungem, da. În fine. Tot o încrângătură de ciocoi.